Diana Maranciuc și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Caz cutremurător într-o localitate din centrul țării, o copilă de 5 ani ar fi fost violată de propriul bunic. Acesta a fost reținut. Se întâmplă la câteva zile după ce în spațiul public a apărut informația cu privire la fata de 11 ani, care a născut după ce a fost violată. Februarie a început cu temperaturi de primăvară, vremea frumoasă de afară a scos locuitorii capitalei din case. Zilele următoare va fi și mai cald, cu maxime de până la 17 grade. Cel puțin 28 de persoane au murit, iar alte 10 au fost rănite după ce a fost bombardată o brutărie din orașul Lisiceansk ocupat de ruși. Moscova acuză Kievul, care stă în spatele acestui atac. Autoritățile din țara vecină nu au comentat deocamdată. Caz cutremurător într-o localitate din centrul țării. O copilă de 5 ani ar fi fost violată de propriul bunic. Bărbatul de 65 de ani a fost reținut de oamenii legii. Poliția a fost alertată despre acest caz de mama copilului, care susține că totul s-ar fi întâmplat în timp ce ea era plecată la magazin. Poliția a fost alertată pe data de 2 februarie despre faptul că o copilă de 5 ani ar fi fost violată, iar informația despre acest caz a apărut în spațiul public abia astăzi. Cu regret, este un caz care se documentează, persoana a fost într-adevăr reținută, dar deja toate circumstanțele urmează expertiza medico-legală să ne arate tot absolut, inclusiv cu copila să lucrează și cu psihologii ca să elucidăm toate circumstanțele. Totul s-ar fi întâmplat în timp ce mama fetei era plecată la magazin, copila fiind lăsată în grija bunicului său. Da, asta este declarația care a fost făcută de mama. Cel puțin din declarația mamei ne-a spus că pretinsele acțiuni s-au petrecut nu în ziua în care am fost apelat, dar mai devreme. Deocamdată nu este clar ce riscă bărbatul suspectat că și-ar fi violat nepoata. Este un complex de fapte infracționare care se cumulează în acțiunile bănuitului la moment. Procurorii vor stabili toate circumstanțele, pornind și de la intențiile de acțiuni, dar și asupra acțiunii cu caracter sexual, dar și pornind de la faptul că este un minor și plus la asta și este nepoata. Viorel Cernăuțeanu susține că familia copilei nu se afla la evidența poliției. Am încercat să aflăm dacă procurorii vor cere plasarea bănuitului în arest, dar și ce pedeapsă îi se va aplica dacă va fi demonstrată vinovăția acestuia, însă responsabilii de la Procuratura Generală nu ne-au răspuns deocamdată la apeluri. În aproape 80% din cazuri, minorii sunt abuzați sexual de persoane apropiate. Asta arată datele statistice, spun specialiștii în domeniul protecției copilului. Potrivit lor, aceste cazuri cutremurătoare au loc din motiv că minorii au încredere în adulți și sunt vulnerabili în fața lor. Un raport al poliției arată că în primele 6 luni ale anului trecut au fost înregistrate 160 de cazuri de infracțiuni cu caracter sexual asupra copiilor. Un raport al Inspectoratului General de Poliție arată că anual sunt comise 10 de infracțiuni cu caracter sexual asupra copiilor. Doar anul trecut, în primele 6 luni, 160 de minori au fost victime ale infracțiunilor cu caracter sexual. În 2022, numărul copiilor abuzați a fost practic la fel. Cât studiile în domeniu, cât și statisticile spun că în circa 80% din cazurile de abuz sexual față de copii, abuzatorii sunt persoane din anturajul copilului, cum ar fi o rudă, un prieten de familie, un vecin. Mai rar abuzul sexual se întâmplă să fie înfăptuit de către un străin. Și se poate întâmpla oricărui copil. Poate să aibă loc în toate comunitățile, în familii sărace, în familii bogate. Se poate întâmpla atât fetelor cât și băieților. Specialiștii susțin că adolescenții și copiii devin victimele abuzatorilor din motiv că au încredere în adulții din anturajul lor. Pentru că copiilor le este poate dificil să spună nu adulților. Și de cele mai multe ori ei sunt prea mici și nu au de unde să știe cum ar trebui cineva să se comporte cu ei și care nu este modul normal și acceptabil de comportament din partea adulților. Iar adulții profită de neputința copiilor, de necunoașterea lor. În acest sens, specialiștii susțin că ar trebui să intervină atât autoritățile locale, cât și cele centrale pentru a preveni astfel de cazuri. Un lucru foarte important pe care ar trebui să-l întreprindă autoritățile centrale este să
creeze servicii specializate de asistență și reabilitare pentru copii care au fost afectați de diferite forme ale violenței. La fel, foarte importante și necesare ar fi programele și activitățile de prevenire adresate copiilor de diferite vârste. Părinții și membrii comunității să fie informați cât de important este să discute cu copiii. La începutul acestei săptămâni s-a aflat despre un alt caz de viol asupra unui copil. O fată de doar 11 ani a născut un copil. Suspect că ar fi violat minora este concubinul mamei fetei. Acesta a fost plasat în arest pentru 30 de zile și riscă până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață. Anterior, autoritățile au recunoscut că aceste cazuri de abuzuri asupra copiilor sunt o consecință a lacunelor din sistem. Fiecare caz de violență în Republica Moldova este un eșec al sistemului. Atât timp cât noi aprobăm legi, aprobăm programe și inițiative, fără a avea intervenții, fără a avea investiții în colegii noștri din prima linie, lucrurile nu se vor schimba. Acum în țara noastră sunt circa 40 de specialiști în protecția drepturilor copilului din cadrul Ministerului, deși este nevoie de cel puțin 300. Continuăm cu alte știri. Visează la o proteză nouă la picior pentru a putea merge la lucru ca să-și crească copiii. Vă spunem astăzi povestea unei mame din Orhei care supraviețuiește cu doar 3.600 de lei lunar. И тут болтики выскакивают у него, и тут все, видите, порвалось. Я уже тут заматываю, чтобы тут как-то немножко держалось. Femeia locuiește cu copiii săi într-o casă bătrânească care necesită să fie renovată. Aflați întreaga istorie în câteva minute la știri. În ultimii 5 ani, Republica Moldova și-a îmbunătățit scorul indicelui percepției corupției, arată un raport al organizației Transparency International. Experții spun însă că această creștere este totuși nesemnificativă, iar lucrurile se mișcă foarte lent, deși au fost implementate mai multe strategii de combatere a corupției. În studiu se mai menționează și despre reforma justiției, care nu prea dă roade, dar și despre faptul că niciun beneficiar al furtului miliardului nu stă după gratii. Moldova a înregistrat un scor de 42 de puncte. E bine sau e rău? Dacă comparăm cu situația de acum 5 ani, observăm că scorul a crescut cu 10 puncte. Totuși, dacă luăm în considerație că acest indicator este calculat la o scară de la 0 până la 100, unde 0 înseamnă percepția unei corupții totale în sectorul public, iar 100 lipsă totală de corupție, ne dăm seama că situația nu este deloc satisfăcătoare. Astfel, la capitolul indicelui percepției corupției, Republica Moldova s-a clasat pe locul 80 din 180 de state incluse în clasament și experții în justiție spun că rezultatul nu este unul tocmai bun. Este un elan bun, dar cu rezultate aparent modeste. Locul 80 nici pe departe nu ne face față în a spune că am combătut sau combatem eficient corupția. Studiul arată că anul trecut a crescut numărul dosarelor deschise pe numele funcționarilor din Republica Moldova, dar chiar și așa rata de condamnare este modestă. Constatăm faptul că protagoniștii furtului miliardului nu își ispășesc pedeapsa. Totodată nici un leu din acei bani care au fost extrași fraudulos din sistemul bancar, așa și nu au fost returnați la bugetul de stat, iar noi, toată populația, continuăm să plătim. Constituirea unei noi componențe a Consiliului Superior al Magistraturii și a Consiliului Superior al Procurorilor, precum și îmbunătățirea unor aspecte din cadrul normativ, nu au dat mari rezultate. Reforma în sistemul judiciar trenează, iar restanțele la acest capitol sunt recunoscute inclusiv de guvernanți atunci când e vorba de discuții, negocieri cu reprezentanții donatorilor și statelor din Uniunea Europeană. Cu regret, aparent, aceste inițiative încă nu sunt într-atât de bine inserate, da, în societatea noastră pentru a vorbi despre un rezultat calitativ. 2023 a fost anul în care am creat toate mecanismele sau am încercat să creăm cel puțin toate mecanismele pentru a reduce corupția. Anul 2024 o să vedem dacă aceste mecanisme cu adevărat lucrează. Și aici ar putea să avem marea surpriză.
Ministrul Justiției susține că rezultatele din acest an sunt bune. Cred că într-un an de zile urcarea cu 15 poziții este totuși un pas pozitiv. Sigur că și cetățenii au așteptarea, ca și noi de altfel, să avem rezultatele palpabile, în special ce ține de dosarele de rezonanță mari. Dar asta nu înseamnă că combaterea corupției întreg ca proces și urmarea mai multor modificări de legislație nu înseamnă că nu au fost depuse eforturi considerabile în ultimii ani ce ține de îmbunătățirea situației cu privire la combaterea corupției. În fruntea clasamentului indicelui percepției corupției pentru al 6-lea an consecutiv se află Danemarca cu un scor de 90 de puncte, Finlanda și Noua Zeelandă urmând cu scoruri de 87 și respectiv 85 de puncte. La polul opus al clasamentului sunt Somalia, Venezuela, Siria, Sudanul de Sud și Yemenul, afectate de crize prelungite și de conflicte armate. Anul trecut, Republica Moldova a avut un scor al indicelui percepției corupției de 42 de puncte. Deși s-a anunțat anterior că va fi lansat până la sfârșitul lunii ianuarie, este februarie, iar sistemul electronic pentru înregistrarea transportatorilor înainte să meargă la vamă e încă în așteptare. Andrei Spânu susține că sistemul e gata, dar nu mai sunt cozi, așa că va fi lansat atunci când acestea se vor forma din nou. Ministrul recunoaște însă că parcările speciale care se amenajează pentru transportatorii străini încă nu sunt gata. Ceea ce facem noi la Minister este să elaborăm acel mecanism de programare la trecerea frontierii ca să nu avem aceste așteptări în coadă acolo, dar transportatorii să știe exact cum să se pornească ca să nu fie nevoie să aștepte câte 6-7 zile. Când va fi gata? Planificăm să lansăm în luna ianuarie. Asta spunea Andrei Spânu în decembrie, când se cereau soluții pentru fluidizarea traficului la punctele de trecere a frontierei cu România, după ce șoferii s-au plâns că stau și câte 7 zile în coadă fără condiții elementare de igienă. La distanță de aproape o lună, Andrei Spânu spunea că sistemul electronic de programare e în proces de testare și că pe parcursul lunii ianuarie va fi lansat. Acum facem testările sistemului electronic și pregătim parcările pentru implementarea lui. Așa cum am spus, pe parcursul lunii ianuarie, cred că vom fi în situația în care să spunem că suntem gata pentru lansarea lui. A trecut și luna ianuarie, iar planurile s-au schimbat, potrivit lui Andrei Spânu. Sistemul electronic pentru transportatori, ce e cu el, la ce etapă, când îl lansăm? Noi suntem gata, doar că am și personal am trecut pe la două puncte de trecere a frontierii, nu avem rânduri la etapa actuală. Deci nu este sens să anunțăm implementarea acum a rândului electronic, pentru că nu avem rânduri. Ministrul Infrastructurii susține că programul va fi lansat în cazul în care se vor forma din nou cozi la vâmi. Parcările sunt gata? Parcările se amenajează în timp util. Repet, noi cum evaluăm cam săptămânal care este situația și imediat ce vom vedea că este nevoie, vom accelera acest lucru. Spânu nu a oferit detalii despre costuri nici de această dată, precizând că o va face când programul va fi lansat. Responsabilii de la serviciul vamal ne-au spus că traficul de camioane la punctele de trecere a frontierei s-a redus în ultima perioadă, odată cu protestele fermierilor și camionagiilor din țările europene. În ultima perioadă, tinerii veterinari sunt la mare căutare la noi în țară, în special în sate, unde este nevoie acută de specialiști care să trateze animalele. Necesitate mare pentru micii fermieri. Au nevoie de susținere medicilor veterinari. Pentru a convinge tinerii să se angajeze în mediul rural, autoritățile au decis să le fie oferită o indemnizație unică de 200.000 de lei. Mai multe detalii vă spunem în câteva minute. O femeie din Orhei rămasă fără un picior își crește de una singură cei doi copii. De dragul lor a reușit să se ridice acolo unde soarta a îngenunchiat-o. Soțul i-a murit, boala a lăsat-o schilodită și fără muncă, iar grijile îi apasă umerii. Împreună cu copiii săi, femeia trăiește într-o casă bătrânească. Nu se plâng și nu lasă mâinile în jos, iar tot ce își doresc copiii este ca mama lor să fie sănătoasă. Era o zi posomorâtă și ploua ușor când i-am găsit în curte pe Alexandru și Anastasia. Frații despicau lemne de foc.
În casă, lângă sobă, îi așteptau mama și bunica. Acum 10 ani, mama copiilor, Elena, a rămas fără un picior. Fiind diagnosticată cu tromboză, a suferit complicații și a fost operată. De atunci poartă o proteză care, în timp, s-a uzat. И тут болтики выскакивают у него, и тут все, видите, порвалось. Я уже тут заматываю, чтобы тут как-то немножко держалось. Ноги очень сильно болят, вот с этим протезом натирает. Теперь вторая нога начала болеть, кисту нашли, и надо лечение проходить. Toată familia locuiește într-o casă bătrânească din Orhei. Locuința e acoperită cu oale, prin care picură apa atunci când plouă, geamurile sunt vechi, iar tencuiala cade. În ciuda lipsurilor, Elena își păstrează căminul în curățenie și grijă. Muncește așa cum poate, într-un picior sau, de cele mai multe ori, în genunchi. Встану на один костыль, где-то на два, где-то ногу облокочу об стул. Copiii o ajută în toate. Anastasia, la ai săi 8 ani, aduce apă cu căldarea. Din puținul pe care îl are, familia a reușit să cumpere câteva lemne pentru iarnă. Le păstrează aici, în spatele casei, care e gata să se dărâme, întrucât nu are cine să-i ajute. Unicul ajutor este Alexandru. Я научился, потому что нужно помогать маме. Проблемы мачина această familie care supraviețuiește lunar cu 3600 de lei, pensie de invaliditate a Elenei și pensia bunicii. Я ночами не сплю. Я ложусь спать и думаю, чем завтра их покормить, в школу дать что-то покушать, что-то в обед сделать. Какое мясо? Обычный суп. Копиii s-au obișnuit cu lipsurile și nu îndrăznesc să ceară mai mult. Кольца прохожу я чедю, просто крылком голова. Вы не видели поленья, вы не видели трава. Iar Elena visează la o proteză nouă pentru că își dorește să-și găsească de lucru și să-și poată crește copiii. Vremea caldă și însorită de astăzi a scos pe mai mulți locuitori ai capitalei din case. Aceștia s-au plimbat în parcuri și au petrecut timpul cu familia. Cei mai curajoși au renunțat la hainele de iarnă, iar alții s-au delectat cu o înghețată. În următoarele zile, vremea va fi și mai caldă, cu maxime de până la 17 grade. Și-au lăsat vestele groase acasă, s-au echipat cu ochelari de soare și dispoziție bună. Așa i-am găsit azi pe unii locuitori ai capitalei care au decis să își petreacă ziua în parc. Familia mea în parc să ne bucurăm de ziua de azi, că 10 grade și dă senzația de primăvară și ne bucurăm tare mult. Солнечно, тепло, деткам очень нравится. Это еще непривычная, как бы вообще зима. Думаем, что снег, что будет. Oamenii spun că se bucură de vremea frumoasă de afară, însă totuși se arată îngrijorați de temperaturile neobișnuite de ridicate din această perioadă. Я думаю, это уже результат поврежденного климата. Я думаю, что у нас уже нет каких-то определенных рамков, когда была зима, весна, осень. Cei mai curajoși au renunțat și la hainele de iarnă. Nu, tot normal. Dar cum vă pare temperaturile de acum pentru perioada de... Foarte bună, ca primăvară. Iar unii au mâncat înghețată. Ai mâncat înghețată în februarie? Desigur, noi mâncăm toată iarna înghețată. Timpul de afară, adică vă permite acum să mâncați? Da. Astăzi, mercurul în termometre a urcat până la 13 grade în sudul țării. În următoarele zile, vremea se va încălzi și mai mult, maximele oscilând între 12 și 17 grade. Tinerii veterinari care se vor angaja la sate vor primi o indemnizație unică de 200.000 de lei. Autoritățile speră astfel să convingă pe absolvenți să accepte să muncească în mediul rural, în contextul în care acolo se atestă un deficit de specialiști. Crescătorii de animale și fermierii spun că, într-adevăr, se confruntă cu adevărată provocare când au nevoie de un medic veterinar. Vasile Ivanco are 26 de ani și este medic veterinar la câteva ferme de vaci din satul Olișcani, unde are grijă de peste 100 de bovine. Unii seringă și lăm. Din start, planul meu a fost să vin în sat. Una este că lipsa medicilor veterinari la sate
și o necesitate mare pentru micii fermieri. Au nevoie de susținere medicilor veterinari. Tânărul a absolvit facultatea acum 2 ani și recunoaște că muncește din greu pentru a câștiga bani și a se întreține. Recent a aflat despre indemnizația unică ce urmează să le fie oferită veterinarilor care lucrează la sat și spune că își pregătește dosarul. Un medic veterinar își le face sinistrator, cât mai mult, cât mai puțin. De la greu spre un venit mai bun, un trai mai decent. Tânărul a fost o salvare pentru fermă, spune Olga Pisarenco, cea care a pus această afacere pe roată alături de familia sa acum 10 ani. Forțele de muncă și veterinarii este foarte greu, pentru că am avut inițial un felcer, însă cu modificările din sistem ne-au impus ca să avem un medic veterinar. Am beneficiat și beneficiem și în continuare de serviciile unei doamne medic veterinar, care este pensionară, însă cu norocul a avea iarăși în sat, un sat frumos, unde cresc oameni și se dezvoltă talentați, avem un medic veterinar tânăr. Și Maxim este medic veterinar și muncește încă de pe vremea când își făcea studiile. Dintr-o parte se fac animale, dar dintr-o parte oameni. Nu? Că omul și animalul sunt lucruri diferite și cât mai mult lucrez cu oameni, se fac mai tare animale. Maxim lucra la farmacia familiei sale din Hâncești, iar recent și-a deschis și o clinică. Pe lângă asta, tânărul mai prestează servicii pentru 3 ferme din raion. Orice medic e întrebat. Pur și simplu, informația mea greu ajunge. Că până acum s-au deprins, toți lucrează singuri. Orice fermier s-au deprins că eu singur aș fac medicația, eu singur aș duc și-a scumpir, singur să administrez și așa mai departe. Dar mare dezvoltare asta n-a dus. Transportul și echipamentele medicale sunt o necesitate, spune tânărul, și speră că va obține indemnizația oferită de autorități și că va reuși să acopere aceste cheltuieli. Potrivit președintelui Colegiului Medicilor Veterinari, în fiecare an în jur de 50 de tineri absolvesc facultatea de medicină veterinară, iar 40 sunt studenți străini, majoritatea veniți din Israel. The very good veterinary. I like this. My dad who have sheep and cow, I work with him. Zilnic avem diferite intervenții chirurgicale și nu numai. Visul meu să lucrez cu animalele mari, dar posibil și cu astea mici, totodată să mă reîntorc pe meleagurile natale. În contextul în care avem un deficit mare de veterinari în țară, pentru a convinge tinerii să se angajeze în mediul rural, autoritățile au decis să le fie oferită o indemnizație unică de 200.000 de lei, așa cum se întâmplă în cazul medicilor și profesorilor. 15 salarii medii pe economie, care se vor tranșa în 3 plăți, sperăm că va avea efecte. Sunt mulți tineri absolvenți care au dat interesul. În Republica Moldova sunt înregistrați 547 de medici veterinari. Executivul a constatat că rata anuală a angajării tinerilor specialiști este mai mică cu 50% decât numărul absolvenților. Este dezastru fără precedent în Chile. Cel puțin 51 de persoane au murit din cauza incendiilor care au devastat regiunea vestică a țării. Autoritățile au declarat stare de urgență. Mai multe imagini vedeți în câteva minute în jurnal. Atac cu bombă în estul ocupat al Ucrainei. Cel puțin 28 de persoane au murit, iar alte 10 au fost rănite într-un bombardament asupra unei brutării din orașul Lisicansk. Moscova acuză Kievul, care stă în spatele acestui atac. Oficiale armatei ucrainene nu au comentat acuzațiile. Între timp, liderul de la Kiev a mers astăzi în localitatea Robotine din Zaporojie, care se află la câțiva kilometri de linia frontului. Canalele ruse de Telegram au publicat imagini video cu brutăria bombardată care arată salvatorii în timp ce scot de sub dărâmătură o mașină distrusă. Rusia acuză Ucraina că ar fi lovit în mod intenționat brutăria din orașul Lisicansk cu o bombă, omorând și rănind 10 de oameni. Salvatorii ruși spun că au căutat toată noaptea sub dărâmături, însă în mormanele de moloz ar mai putea fi încă 40 de oameni. Rușii au distribuit un clip video cu pompierii care lucrează în întuneric, iar la un moment dat scot un cadavru dintre dărâmături înainte de a descoperi o femeie rănită care a fost evacuată pe o targă. Medica,
Autoritățile de la Kiev nu au comentat deocamdată acuzațiile. Lisiciansk din regiunea Lugansk a căzut în mâinile trupelor rusești după o bătălie brutală la începutul ofensivei Rusiei din februarie 2022. Între timp, președintele Volodymyr Zelensky a anunțat printr-un clip video că a vizitat trupele ucrainene de pe frontul din sud-estul țării. Imaginile îl arată pe Zelensky îmbrăcat în uniformă, cu o cască pe cap și mergând într-un vehicul blindat spre una din pozițiile soldaților. Apoi acesta apare într-o cameră aflată sub pământ, la lumina slabă a unui bec, el le-a adus mulțumiri soldaților. Nicolae ne așteptam să zistrinu și vas. Також як він. Все нормально. Боже, маю велику честь сьогодні бути тут. Підтримати вас і нагородити хлопці. Наші воїни на ваших плечах, така складна вирішальна місія. Mai exact, liderul din țara vecină a mers în localitatea Robotine, din Zaporojie, care se află la doar câțiva kilometri de linia frontului și unde se duc lupte grele în ultima perioadă. Reuters relatează că această mișcare are loc pe fondul speculațiilor intense potrivit cărora șeful armatei ucrainene ar putea fi demis în curând. 10 de jurnaliști au fost arestați la Moscova, printre reținuți se aflau inclusiv reporteri străini. Ei au petrecut câteva ore în comisariat, fiind ulterior eliberați. Aceștia filmau protestul organizat în Piața Roșie de soțiile soldaților ruși trimiși pe frontul din Ucraina. La 500 de zile de la începutul mobilizării în Rusia, zeci de femei s-au adunat sub zidurile Kremlinului pentru a cere ca soldații trimiși pe front să fie întorși acasă. Ele țineau în mâini, în semn de protest, garoafe roșii și trandafiri albi. Una din vestitele activiste și membre ale mișcării Drumul spre Casă, Maria Andreeva, a spus că invazia rusă în Ucraina este o greșeală, iar bărbații lor nu trebuie să plătească pentru asta. Наші деди умирали за то, щоб ніколи більше. І не було вот этого, а сейчас вот этот вот тезис можем повторить, правда? Нет. În Rusia, asemenea manifestații se încheie cu arestări, iar protestul de ieri nu a fost o excepție. Însă de această dată, în Dubă au ajuns nu manifestanții, ci în jur de 25 de reporteri, inclusiv străini, care relatau despre evenimentul din Piața Roșie. Chiar dacă aveau legitimațiile de presă, cu toții au fost duși la un comisariat de poliție unde au petrecut mai multe ore, ulterior fiind eliberați. De mai multe săptămâni, soțiile unor soldați mobilizați pentru a lupta în Ucraina vin cu regularitate în Piața Roșie. Furia unor apropiați rezerviștilor mobilizați în urma ordinului președintelui Vladimir Putin în septembrie 2022 este un subiect sensibil pentru autorități, care au evitat până acum să reprime această mișcare. Activismul soțiilor a fost în mare măsură ignorat de media de stat din Rusia, în timp ce Kremlinul ține să afișeze o imagine de unitate în jurul lui Vladimir Putin la alegerile prezidențiale care vor avea loc în luna martie. Potrivit lui Putin, 244.000 de mobilizați luptă în prezent în Ucraina, dintr-o forță totală de 617.000 de militari. Fermierii germani au perturbat accesul pe aeroportul Frankfurt, unul dintre cele mai mari din Europa. Sute de tractori au blocat toate străzile din zonă, manifestanții fiind nemulțumiți de eliminarea facilităților fiscale pentru motorina folosită în agricultură. Astfel de proteste continuă și în Belgia. Acolo fermierii blochează livrările, iar magazinele rămân fără marfă. Dacă în Franța fermierii au renunțat la proteste, iar tractoarele s-au retras de pe șosele, în Belgia o parte dintre agricultori își continuă acțiunile. Chiar dacă a fost anunțat un calendar de discuții cu ministrul federal al agriculturii, câteva zeci de fermieri veniți cu utilaje agricole se încăpăținează și blochează accesul în depozitele care deservesc marile rețele de magazine alimentare. Protestatarii nu permit intrarea niciunui camion de livrări. Tot mai mulți comercianți rămân fără marfă, indiferent că este vorba despre fructe, legume, lactate, ori carne. Localnicii publică imagini cu rafturile aproape goale ale magazinelor. Fermierii cer prețuri corecte pentru produse, adausuri mai mici din partea distribuitorilor și limitarea importurilor ieftine. Între timp, sute de fermieri germani care se opun eliminării facilităților fiscale pentru motorina folosită în agricultură au organizat un protest în care au perturbat cu tractoarele lor accesul pe aeroportul din Frankfurt, unul dintre cele mai mari din Europa. Imaginile video arată un concert de claxoane ale agricultorilor în jurul aeroportului.
Poliția nu a precizat câte tractoare au blocat parțial accesul pe aeroportul din Frankfurt, însă potrivit tabloidului Bild ar fi vorba de aproximativ 1000 de utilaje agricole. Din fericire, zborurile nu au fost perturbate, dar oamenii au reușit să se panicheze, ei fiind avertizați să se pornească mai devreme spre aeroport din cauza ambuteiajelor. Naționala Moldovei de Cupa Davis luptă în deplasare cu Uruguay, bătălia contând pentru calificarea în prima grupă valorică mondială. În aceste momente se dispută al patrulea meci al seriei, în care sudamericanii conduc cu scorul general de 2-1. Acest rezultat s-a înregistrat ieri și la un meci câștigat de Bolspor, unde evoluează fotbalistul moldovean Veceslav Posmac în a doua ligă turcă. Jucătorul nostru a înscris unul dintre goluri. Uskan yaptı ortayı. Kafa vuruşu toparlarda. Boluspor beraberliği yakalıyor. 68. dakikada yine Posmak. Între timp a fost reprogramat meciul secolului din lumea boxului. După a doua amânare, Tyson Fury și Alexander Usyk vor decide campionul absolut la categoria grea pe 18 mai. Britanicul a avut un mesaj pentru ucrainean după acest anunț. Aflați ce a spus Fury la știrile din sport. Cel puțin 51 de persoane au murit în Chile din cauza incendiilor care au devastat regiunea vestică a țării. Potrivit Ministerului de Interne din Santiago, bilanțul victimilor ar putea crește, având în vedere că echipele de salvare nu au reușit încă să ajungă în toate zonele afectate de vălvătaie. Autoritățile au declarat stare de urgență, iar sute de pompieri luptă pentru a stinge cele peste 90 de hectare de focare ale incendiilor de vegetație. Este dezastru fără precedent în Chile. Aceste imagini filmate de localnici arată dealuri cuprinse de flăcări. Cerul din apropiere s-a colorat în roșu, iar localnicii, în panică, își strâng lucrurile pentru a se evacua. Vânturile violente au întețit focul și un strat de fum negru a acoperit străzile, unde exploziile s-au succedat. Flăcările se răspândesc cu repeziciune și spre zonele turistice. Acestea au pârjolit până acum peste 43.000 de hectare de teren. Zeci de oameni și-au pierdut viața, însă bilanțul este în continuă creștere în condițiile în care salvatorii încă nu au reușit să ajungă în toate zonele afectate de foc. Pe lângă pierderile umane, până la 6.000 de locuințe au fost avariate sau distruse, de cele mai mortale incendii forestiere din ultimul deceniu din Chile. Imaginile filmate cu o dronă arată amploarea dezastrului. Aproximativ 30 de focare au rămas active dintr-un total de 92 de incendii înregistrate, iar pompierii luptă neobosit să le stingă, fiind ajutați de elicoptere și avioane. De la mijlocul săptămânii trecute, temperatura în Chile era aproape de 40 de grade Celsius. Această caniculă, rezultat al fenomenului climatic El Nino, afectează în prezent extremitatea sudică a Americii Latine, în plin sezon estival, provocând incendii de pădure agravate de încălzirea globală. După Chile și Columbia, canicula amenință în zilele următoare Argentina, Paraguay și Brazilia. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Jumanji, aventura în junglă. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă!